Ela știe unde am fost astăzi? Stai să mă gândesc, am văzut eu pe Facebook. Ah, am văzut o poză cu Fuego și eram invidioasă că mă întrebam ce făceai tu. Da, și cu Stella Enache. Și cu Stella Enache. M-a invitat Fuego la expoziția lui de pictură, prima lui expoziție, Flor de Rouă se numește, o expoziție superbă pe care și tu mai ai ocazia să o vezi până mâine talentat. Seară. Foarte talentat. Să știi că n-am știut până acum ce ascunde Fuego. Da, a demarat un proiect tare, tare interesant despre care vă invit să aflați detalii acum. Când ai descoperit pasiunea asta? De mic pictez, îmi place să așez pe pânză sentimentele mele. Acum câțiva ani, în atelierul unei familii din Ulm, Germania, am descoperit dragostea pentru pictură, așa mai aparte, pentru că prietenii acestea ai mei aveau un atelier deschis pentru publicul larg și cine vrea să vină, ei practic învățau oamenii să picteze. Și pentru că și-a petrecut nenumărate vacanțe în casa prietenilor din Germania, Fuego a deprins repede arta picturii. Iar primul tablou realizat nu-l va uita niciodată. Un copac cu mere. De atunci și până acum a așternut pe pânză sute de gânduri sub forma unor picturi inspirate din viața lui. În momentul în care am văzut că ies niște lucruri interesante pe pânză, am cerut și eu, cum să zic eu, sfatul unor oameni, gen doamna Doina Păuleanu, maestru Dan Hatmanu, maestru Ion Sulea Goș, vorbesc despre nume foarte importante ale artei românești, artei plastice, și le-am trimis pe mail să-mi spună părerea. Și când am primit mailul de la doamna Păuleanu, care mi-a spus, Paulică, e foarte frumos ce faci. Serios, maestru Dan Hatmanu, căruia i-am dus un tablou și zice, Paul, e extraordinar, continuă să muncești. În momentul în care nume mari din lumea artistică l-au încurajat, Fuego a continuat să picteze și a început și un proiect menit să vină în ajutorul artiștilor, Artă pentru Suflet. Dacă te uiți pe site-ul Artă pentru Suflet, Art by Fuego, vei descoperi că în 8 luni de zile de când am deschis acest proiect generos, am ajutat peste 50 de artiști. Situație în care, pentru mine, e cea mai mare bucurie că pot să fac fericiți oameni care mie mi-au alinat copilăria. Și aici mă refer la mulți artiști. Pot să-ți dau 2-3 nume. Ilie Micolov, care este bolnăvior și pe care eu îl salut și îl prețuiesc. Cornel Constantiniu, Emei Acobescu, George Nicolescu. Expoziția de față se află în casa familiei Ghilduș, niște oameni extraordinar de serioși și de profesioniști. Ei au una dintre cele mai importante case de licitație din România. M-am bucurat că la evenimentul meu să fie prezente nume importante ale artei și culturii românești, de la președintele Institutului Cultural Român, maestru Radu Boroianu, până la colegele mele, Stella Enache, Stella Popescu, Alexandru Alșinel, Irina Loghi, Mirabela Daur, mă rog, foarte multă lume. 40 de picturi numite după piesele pe care Fuego le-a interpretat de-a lungul anilor. De ce flori? Să ne spui și nouă, te rog. Pentru că am pictat toate florile în cei 20 de ani de activitate, toate florile pe care le-am primit la scenă. Sigur nu se vor ofili niciodată. Haideți să luăm un tablou. Să... La nimerială? Da, la nimerială. Să vezi ce nume asta, frumos. Exemplu. Acest tablou se cheamă Flor de Rouă, numele expoziției mele. Fix pe asta l-am... Da? Uite, acest tablou se cheamă Catrenul Luminii. Este rezervat. Din 40 de lucrări, câte sunt deja vândute? Sau rezervate? Trebuie să întreb până să vin astăzi aici, am înțeles că sunt 20. Această operă, care se cheamă Amurg, în așteptare, a fost achiziționată de Pușahac. Da. M-am bucurat pentru că a venit la eveniment. Această operă a fost achiziționată de doamna Stella Popescu. Cea de acolo? Da. Și dacă nu mă înșel, acesta a fost achiziționat de doamna Loghin, care se cheamă Gând pentru noi. Doamna Stella Enache, vreau să-mi spuneți care este tabloul dumneavoastră preferat dintre cele 40 semnate. Maci, eu sunt cu Maci și acela. Acela da, de acolo. Da, da, da. Eu nu știu cum reușește Paulică să aibă timp să mai
să mai picteze și probabil că relaxează. Până la următoarea expoziție semnată Fuego, din toamnă, care se va numi Casa Părintească, artistul vă mai așteaptă până mâine seară să-i admirați tablourile.